cu binecuvântarea și în prezența înalt preasfințitului Părinte Varsa nu fie arhiepiscopul Râmnicului, protopsaltul Teodoros Vasilikos a susținut la Râmnicu Vâlcea un concert extraordinar de muzică bizantină, împreună cu protopsalții Siluan Dumitru Scurtu și Dimitrie Hristodulos Voicescu. Concertul a debutat cu troparul Învierii Domnului și a continuat prin interpretarea catavasiilor paștilor și o serie de cântări psaltice de tradiție bizantină, precum și compoziții personale ale protopsaltului Teodoros Vasilikos. Moarte lui de așa bună voie, de Dumnezeu se doare stăpâna mea, pe dânsul roagă și acum mântuindu-mă de răul veșmașului. Pe magia feotul de sos unimas, mulțumind pentru bucuria împărtășită celor prezenți în alt preasfințitul Părinte Varsa nu fie evidențiat activitatea misionară și culturală a protopsaltului Teodoros Vasilikos, iar ca semn de prețuire pentru prezența sa în Arhiepiscopia Râmnicului, dar și pentru toată lucrarea misionară, în alt preasfințitul Părinte Varsa nu fie a oferit protopsaltului Teodoros Vasilikos Ordinul Crucea Râmnicului, cu îndemnul ca de acum înainte să sporească în tot lucrul bun spre slava lui Dumnezeu și slujirea aproapelui.